Bună, drăguților! Bună, suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o citire într-o singură variantă de răspuns și încercăm să ne uităm puțin la energia voastră, cât și la energia persoanei de care sunteți voi interesați, vedem ce poveste iese. Dacă titlul vi s-a potrivit, probabil că sunt aici mesaje pentru voi. Haideți să vedem ce apare. Ce evenimente importante, ce se arată în perioada următoare între voi și o anumită persoană. Și vom face o cruce celtică, dar prima dată încercăm să aflăm așa puțin situația, vedem despre ce vorbim. Înainte de a face etalarea propriu-zis, să văd aici o luptă, o luptă a face o alegere, o luptă interioară, mai repede aș spune. Vă gândiți încotro să o apucați, ce să faceți, care ar fi următorul pas, sau poate cealaltă persoană, poate nu sunteți voi. Dar este o confuzie aici, este o perioadă de confuzie, vreți neapărat să găsiți o cale, da? Să găsiți o cale către victorie, să știți sigur că veți ieși victorioși din toată această problemă sau, da, aveți un conflict interior oricum. Alegeți varianta cea mai bună, se pare. Veți reuși să alegeți varianta cea mai bună. Hai să vedem ce mai apare. Mai vedem câteva cărți. Ia uite, o schimbare de situație. Se întoarce roata la 180 de grade pentru unii dintre voi. O karmă, mai poate fi ceva pe soartă și un drum. Faceți un drum. Și iarăși victorie. Aceleași cărți au ieșit, aceleași cărți s-au întors. Iarăși. Undeva acasă, unii dintre voi chiar vă întoarceți acasă, vă faceți un drum. E o călătorie, da? E un drum. Alegerea pe care o faceți ar fi cea mai bună să... sau cam așa arată cărțile, dacă în curând veți lua decizia să mergeți către victorie, să mergeți către o reușită, să mergeți către... avem aici un 10 de monede, 10 de monede, de monede este o destinație până la urma urmei. Unii dintre voi poate că vă gândiți să vă faceți o relație, dar întoarceți situația, văd, în favoarea voastră. Alții dintre voi poate că vreți să vă achiziționați ceva, un bun, da, cu 10% de monede. Și văd că sunteți un pic nedumeriți, nu știți exact pe ce cale să o luați, dar până la urmă lucrurile vor fi încununate cu succes. Bun, și haideți să facem și etalarea propriu-zisă. Momentan a fost așa un fel de pre-etalare, un fel de, da, abundență, creștere. Lăsați în urmă ceea ce nu vă mai este de folos și mergeți spre adevăr, mergeți spre... aveți adevărul în mână, aveți dreptate de partea voastră și văd că mergeți spre abundență. Împărăteasa, asta mi-arată, marele preot, credință, căsătorie pentru unii dintre voi, am văzut zecele de monede mai devreme, am văzut, acum văd hierofantul și totuși în sufletul vostru văd că... văd că aveți un 5 de monede. În viitorul apropiat văd că apare un 2 de cupe, ceea ce este extraordinar de bine, pentru că aveți alături de voi un suflet pereche sau o persoană care vă este alături. Poate fi oricine, un prieten bun, poate fi o relație, o împăcare cu cineva, reciprocitate în iubire, reciprocitate în dragoste, în parteneriate foarte bune pot însemna. Foarte frumos. Hai să vedem. Totuși, sunteți momentan confuzi. Cum vedeți voi situația? Nu prea știți momentan ce o să iasă sau cum o să iasă din toată nebunia asta. Și lucrurile se așează exact așa cum am văzut la început. Lucrurile se așează în favoarea voastră, pentru că totul se termină cu temperanța. Văd că aveți frică aici, teamă. Teamă de o rupere, teamă să vă rupeți de undeva, teamă de a nu fi blocați undeva, teamă de a confrunta o situație șocantă, da? Este o teamă. Turnul nu vine ca și speranță, ci vine ca teamă din câte văd, dar lucrurile se așează în favoarea voastră. Bun. Și aveți împărăteasa la capătul cărților, ceea ce mi-arată mie că aveți parte de creștere, de abundență. Vreau pachetul acesta de cărți, că nu l-am folosit de mult. Ia să vedem. Ce propunere? Cine vă face voi aici o propunere? Ori vă gândiți voi să propuneți ceva cuiva, ori cineva vine cu o propunere către voi. Dar este ceva ce conștientizați sau voi acum analizați o propunere.
Poate că cineva v-a făcut o propunere și tot o analizați, din câte observ. Și haideți să vedem despre ce vorbim. Despre optul de cupe, despre o plecare, despre un drum, despre a pleca undeva, despre a iniția ceva. Și cavalerul de cupe, cavalerul de cupe care vine aici ca și blocaj momentan, nu vă puteți manifesta. Văd că doriți să plecați de undeva sau vă gândiți la propunerea cuiva pentru a vă vindeca, pentru a... Unii dintre voi pur și simplu primiți două oferte. S-ar putea să fie oferte din două direcții, din două părți. Cineva vă oferă dragoste, cealaltă persoană vă oferă stabilitate, da? Iar aici este renunțarea la una dintre cele două oferte, da? Puteți accepta una, dar nu pe ambele, ceva în genul ăsta. Și vă tot gândiți ce ar fi mai bun pentru voi sau ce ar trebui să... E un abandon aici, într-un fel sau altul. De aceea aveți și cinciul de monede în sufletul vostru. E ca și cum abandonezi o situație pentru alta. Cavalerul de cupe, vedeți voi, oferta care apare aici în mintea voastră, tot cavalerul de cupe, apare ca și blocat la un moment dat. Da? Momentan este blocată această ofertă, este blocată această persoană. Poate că aveți două persoane la care vă gândiți. Poate că sunteți persoane căsătorite, mai poate fi, pentru că avem Marele Preot în centrul citirii și aveți oferte din două direcții, de la două persoane, sau poate că sunt oferte de căsătorie aici. Poate fi o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi. Marele Preot, ia să vedem cu ce vine, cu ce ofertă vine sau ce se întâmplă aici. Ia, asul de monede, un nou început, promisiunea unui nou început, stabilitate, nou început. Cavalerul de cupe, care vine ca și blocaj, adică o persoană care nu se poate manifesta sau nu, ceva nu poate fi manifestat momentan. Nouăle de bastoane, o persoană care a obosit să vă tot oferteze, să vă tot facă curte, să zicem, și diavolul. Totuși, obsesiv, are obsesie pentru voi persoana asta, e ceva obsesiv aici. Comunicare, dorința de a comunica, dorința de a vorbi, de a transmite. Și totuși, în sufletul vostru văd că aveți o pierdere, aveți o... Ia uite, șasele de bâte și luna, nu știți ce să alegeți, nu știți ce să faceți, sunteți confuzi până la Dumnezeu și înapoi. Luna vine cu confuzie, vine cu neclaritate, vine cu nesiguranță, vine cu frică, frica de a nu face o alegere greșită, posibil, da? Bun. Doiul de cupe din viitor. Ce avem aici? Doiul de spade. Wow, wow, wow. Dualitate și cinciul de bâte, da? Dualitate. Vedeți voi, aici aveți de-a face cu doi cavaleri. Eu am impresia că aici vorbim despre, nu vorbim neapărat despre un triunghi amoros, cât vorbim despre două oferte care le-ați primit din două direcții diferite, da? Și acum încercați cumva să vă lămuriți sau încercați cumva să faceți alegerea potrivită. Despre asta este, văd, toată masa, toată citirea. În viitor văd că aveți aici un doi de cupe. Doiul de cupe însemnând reciprocitate în iubire, o alegere pe care o veți face, dar încă există această indecizie pentru că cele două persoane încă se duelează, încă se confruntă, încă se luptă pentru... Pentru ce? Pentru voi, pentru doiul ăsta de cupe, pentru iubirea asta, da? Și văd că aveți aici, nu neapărat concurență, nu cred că aveți voi concurență, ci două persoane vin cu oferte către voi. Ia uitați-vă. Două persoane vin cu oferte către voi. Până la urmă, unul se retrage, văd. Unul se retrage, una dintre cele două persoane se retrage, dar nu imediat, nu acum. Sau voi vă gândiți pe care să o acceptați, pe care dintre oferte ar fi mai bună pentru voi. Pe care dintre oferte să o acceptați. Luna, o avem luna de două ori, sunteți foarte confuzi. Optul de monede, care mi-arată mie că voi lucrați momentan, și regina de cupe, lucrați la dragostea voastră, la iubire, la cultiva iubirea necondiționată, într-un fel sau altul. Bun, regele de bâte. Ia să vedem ce e cu regele ăsta de bâte care vine din exterior. Persoană care vine din exterior, o persoană care, pe care voi o așteptați, văd.
care voi o așteptați aici. Turnul. De ce vă e teamă? Și marele preot. De a nu se încheia o relație. Vă e teamă să nu se rupă o relație, să nu rupeți, să nu stricați o relație de tot. Marele preot pe care îl aveți și aici. Probabil că unii dintre voi sunteți într-o relație. Într-o relație stabilă sau, na. Sau posibil, na, alegerea pe care o faceți, da? Să nu fie una proastă, să nu faceți o alegere greșită. Și temperanța, lucrurile se așează, să vedem în ce fel se așează. Doiul de cupe și marea preoteasă. Doiul de cupe vine din nou cu reciprocitate, în iubire, cu dragoste, dar marea preoteasă mai vine și cu lucruri ascunse. Deci o dragoste ascunsă aici, o iubire ascunsă și soarele. Soarele care aduce multă bucurie, multă fericire, claritate, vedeți? Într-un final vă lămuriți, o să vă lămuriți. Totuși avem o 7 de spade și 4 de monede. Cineva se tot încăpățânează aici să vă înșele sau să înșele cumva. Sau, vedeți voi, marea preoteasă, 7 de spade și cu 4 de monede. Cineva se încăpățânează rău de tot să continue să, nu știu, să meargă pe un drum greșit. Cam asta arată cărțile. Și treiul de monede, da, e vorba de un triunghi aici, din câte văd. E vorba de un triunghi, sunt trei persoane. Bun. Hai să vedem până la urmă ce se întâmplă, că nu... Văd că lucrurile se liniștesc, într-adevăr, într-un fel sau altul. Apare soarele, apare temperanța, da? Aveți... Dar apare și marea preoteasă, totuși. Apare și marea preoteasă, adică lucrurile chiar totuși nu se clarifică, nu se limpezesc. Uite, 10 de spade care nici nu l-am văzut când a căzut. 10 de spade mai înseamnă și o încheiere. O încheiere. Da, pe parte s-ar putea să câștigați, dar pe parte să pierdeți. Deci am impresia că din cele două oferte care vin către dumneavoastră, una de dragoste, cealaltă de stabilitate, în funcție de ceea ce alegeți dumneavoastră, cam așa se va încheia în partea cealaltă. Se lasă cu o încheiere până la urmă. Încheierea unui triunghi amoros. Ce mai avem aici? Steaua. Ca și sfat. Vreau să fac ceva scurt, așa pe rapid. În seara asta am făcut o etalare mare astăzi și iau-te doiul de spade și este la încărcat. Probabil că o veți avea mâine. Regina de cupe. Da, ceva se clarifică până la urmă. Ceva se clarifică. Iarăși este regina de cupe. Voi alegeți cu sufletul, alegeți cu inima și marea și împărăteasa iarăși la capătul cărților. Văd că luați și 6 de băte. Aveți o victorie, oricum. Ieșiți învingători, ieșiți... alegerea pe care o veți face va fi alegerea potrivită pentru voi. Clar. Bun, drăguților, cam atât am avut. Totuși, ia stați un pic, că nu atât am avut, că vreau să scot și un sfat de aici pentru voi, să vedem un sfat. De fapt, două sfaturi, pentru că am și cărțile astea. Ia să vedem, înainte de a încheia. Ciudat, adică nu e ciudat, este, na, e o nelămurire aici, nu știți ce să faceți, dar indiferent de alegerea pe care o veți face, văd că veți avea un succes, o victorie. Totuși să știți că dacă sunteți într-un triunghi amoros, triunghiul ăsta se încheie până la urmă, lucrurile se dau pe față, da? Se face lumină, se face claritate, se clarifică anumite lucruri, din câte văd, secretele ies la iveală și veți face alegerea potrivită. Bun. Care o să vă ducă pe voi către ce? Către liniște, către vindecare. Veți lua decizia potrivită. Bun. Ce avem aici? Lasă controlul, da? Lasă lucrurile că vor veni de la sine. Pentru că aici totuși am un 8 de cupe, da? Cineva o să retragă. Adică nu veți fi voi, probabil că va urma un pic de perioadă lacrimogenă, așa, nu veți fi voi cei care, sau cele care, doamnelor, care veți regreta sau veți plânge, ci pur și simplu cineva se retrage. Nu trebuie să vă faceți griji, că mai e problema, că mai e chestia.
ești sigur și protejat, ai un gardian, ai pe cineva care te protejează și lasă lucrurile așa. Nu mișca nimic, da? Nu trebuie să iei niciun fel de decizie aici. Bun. Nu trebuie să accepti niciuna dintre cele două oferte deocamdată, pentru că na, se separă singure, da, să te iubești, să te concentrezi pe tine mai mult, să spui, da, să spui, să-ți dezlegi creativitatea, ok, și lasă timpul să-și facă treaba. Că cine te iubește va fi lângă tine, cine te iubește cu adevărat, din cele două persoane pe care eu le-am văzut aici, va fi acolo pentru tine. Iar cine nu, o să plece, din câte văd, se retrage. Bun, cam atât am avut. O etalare scurtă de 15 minute e suficient. Asta a fost așa pentru cei care caută un răspuns, din câte am văzut. Da, nu știu cui se potrivește, dar este un răspuns. Bun, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau!